Este o tradiție a Partidului Social Democrat ca în fiecare an de 1 martie să dăruim mărțișoare locuitorilor capitalei și nu numai, asemenea acțiuni la moment au loc în mai multe centre raionale unde colegii noștri de partid distribuie, donează mărțișori locuitorilor regiunilor respective. Nu zadar și mărțișorul este simbolul Partidului Social Democrat, pentru că îmbinarea celor două culori a socialdemocrației moderne, alb și roșu, presupune pe de o parte culoarea albă, acea cingășie, acea transparență, căldură de care are nevoie fiecare persoană din societate, și culoarea roșie este lupta pe care și-o asumă Partidul Social Democrat în interesul cetățenilor Republicii Moldova. Vom continua această îmbinare acestor două culori, alb și roșu, în binele cetățenilor pentru un viitor mai prosper, și cu această ocazie și pe această cale aduc sincere felicitări tuturor cetățenilor Republicii Moldova, un început de primăvară, un an, o primăvară care să aducă mai multă căldură în sufletele fiecăruia dintre noi, mai multă înțelepciune politicienilor, îndeoseb cei de la guvernare, care poate cu această primăvară, cu apariția soarelui și căldurii, va face ca să înțeleagă că, de fapt, cetățenii Republicii Moldova au nevoie de un ajutor mult mai mare din partea autorităților. Nu mergeți și în fața guvernului să le împărțiți celor din ministere? Eu mi-aș fi dorit ca membrii guvernului să iasă dânsi și să împartă mai multe bucurii cetățenilor prin actele și hotărârile de guvern pe care le primesc. Din păcate, cred că rămânem doar noi să împărțim mărțișoare și vom împărți mărțișoare celor care au nevoie de căldură. Domnule Corobceanu, ne spuneți dacă cunoașteți legenda mărțișorului și de ce anume mărțișorul este alb roșu. Cum s-a întâmplat? Am spus că legende cu privire la mărțișor sunt multe, inclusiv despre acel ghiocel, inclusiv de acel făt frumos. Eu doar am evidențiat simbolizarea acestor două culori care ne-a făcut și pe noi cei din Partidul Social Democrat să acceptăm aceste două culori ca simbolurile partidului, culori cu care vom merge în continuare în față și vom lupta pentru ca această îmbinare a culorilor să dea roade în bunăstarea cetățenilor țării noastre. Spuneți-ne legenda cu ghiocelul. Cum s-a întâmplat a fost roșu? Ghiocelul a fost roșu pentru că s-a înțepat la mână, a curs sânge peste acea zăpadă și iată aici a apărut această îmbinare, acestor două culori. Mersi frumos! Da, vă mulțumesc!